O temă de filozofie se poate extinde în mai multe discipline. Acest lucru vor să-l demonstreze și elevii Liceului Nicolae Cartojan, sprijiniți de cadrele didactice. Ochiul și vederea umană este titlul seminarului desfășurat astăzi în unitatea școlară amintită. La activitatea de astăzi participă în jur de 30 de elevi ai clasei a 10-a profil pedagogic și tema pe care o vom dezbate se intitulează Ochiul și vederea umană. Aparent o temă doar de biologie, însă elevii vor avea surpriza să vadă că această temă poate fi dezvoltată foarte bine transdisciplinar și de obiectul fizică, chimie și chiar de filozofie. Acțiunea de astăzi se înscrie în rândul celor derulate cu prilejul aniversării a 40 de ani de la inaugurarea instituției școlare, dar și al evocării personalității lui Nicolae Cartojan.